ăla e motorul care l-am luat jos. Așa. Și acum Serghei se chinuie să-și ia cutia de viteze. Tot la plezneală, că nu știm. Cheia de 13, fatala cheia de 13. Vezi că era de desubt, am născut eu tamponul ăla. S-o tot plimba cățelul ăla, poate o luat el. Mânușele, ghidușele. Uite aici. Scrapyard, tati. Scrapyard. Comentezi și fa pe nebunul. Uite, vedeți ce a făcut Serghei? O distrus săracul trabant. S-ar fi văzut mai înainte, cum dădea cu ciocanul, el pleznea, uite acolo. Taie, ce mai... Bă, totuși băieți de treabă ăștia de aici. Dacă am scump kilogramul la fier, dar fine. Serghei, de ce stai cu fundul la ascultători? Ah, n-ai ses. Pentru tinere trabantiste, tânărul necăstorit, future popă. Uite, se bagă cu totul în trabant. Da, ăsta înainte să ne apucăm să-l hăcuim, l-am pornit. Am pornit motorul, o pornit, înnecat, etc, bla bla, .com, dar o pornit, motorul e refăcut, cu pistoane, cu segment ungureș, că am găsit o dovadă clară, dar n-are joc cambielajul, n-are nimic. Pe kilometraj real scrie 52.000 de kilometri, habar n-am la cât a fost făcut acum o săptămână sau acum 5 ani. Da, e ok cât de cât. Și asta e. Bine, bye!